Capitolul 19. Răutatea oamenilor din Ghibea din Beniamin Pe vremea când nu era împărat în Israel, un levit care locuia la marginea muntelui lui Efraim și-a luat ca țiitoare o femeie din Betleemul lui Iuda. Țiitoarea nu i-a fost credincioasă și l-a părăsit ca să se ducă în casa tatălui ei, în Betleemul lui Iuda, unde a rămas timp de patru luni. Bărbatul ei s-a sculat și s-a dus la ea ca să-i vorbească inimii și să o aducă înapoi. Avea cu el pe sluga lui și doi măgari. Ea l-a adus în casa tatălui ei și când l-a văzut tatăl femeii aceleia tinere, l-a primit cu bucurie. Socrul său, tatăl femeii aceleia tinere, l-a ținut la el trei zile. Au mâncat și au băut și au rămas noaptea acolo. A patra zi s-au sculat dis de dimineață și levitul se pregătea să plece. Dar tatăl tinerei femei a zis ginerelui său, ia o bucată de pâine ca să prinzi la inimă și apoi veți pleca și au șezut de au mâncat și au băut amândoi. Apoi tatăl tinerei femei a zis bărbatului, Hotărăște-te, dar, să rămâi aici la noapte și să ți se veselească inima. Bărbatul se scula să plece, dar în urma stăruințelor socrului său a rămas acolo și noaptea aceea. În ziua a cincea s-a sculadis de dimineață să plece. Atunci tatăl tinerei femei a zis, Întărește-ți mai întâi inima, te rog, și rămâi până ce se va pleca ziua spre seară. Și au mâncat amândoi. Bărbatul se scula să plece cu țiitoarea și sluga lui. Dar socrul său, tatăl tinerei femei, i-a zis, Iată că ziua a trecut, e târziu, rămâi dar peste noapte aici. Iată că ziua se pleacă spre noapte, rămâi aici peste noapte și să ți se veselească inima." Mâine vă veți scula dis de dimineață ca să porniți la drum și te vei duce la cortul tău. Bărbatul n-a vrut să mai rămână și noaptea aceea, ci s-a sculat și a plecat. A ajuns până în fața Iebusului, adică Ierusalimul, cu cei doi măgari înșelați și cu țiitoarea lui. Când s-au apropiat de Iebus, ziua se plecase mult spre seară. Sluga a zis atunci stăpânului său, haidem să ne îndreptăm spre cetatea aceasta a iebusiților și să rămânem în ea peste noapte. Stăpânul său i-a răspuns, nu putem să intrăm într-o cetate străină unde nu sunt copii de ai lui Israel, ci să mergem până la Ghibea. A mai zis lugii sale, haidem să ne apropiem de unul din locurile acestea, Ghibea sau Rama, și să rămânem acolo peste noapte au mers mai departe și a apunea soarele când s-au apropiat de Ghibea, care este a lui Beniamin. S-au îndreptat într-acolo ca să se ducă să rămână peste noapte în Ghibea. Levitul a intrat și s-a oprit în piața cetății. Nu s-a găsit nimeni care să-i primească în casă să rămână peste noapte. Și iată că un bătrân se întorcea seara de la munca câmpului. Omul acesta era din muntele lui Efraim, locuia pentru o vreme la Ghibea și oamenii din locul acela erau beniamiți. El a ridicat ochii și a văzut pe călător în piața cetății. Și bătrânul i-a zis, Încotro mergi și de unde vii? El i-a răspuns, Venim din Betleemul lui Iuda și mergem până la marginea muntelui lui Efraim, de unde sunt. Mă dusesem la Betleemul lui Iuda și acum mă duc la casa Domnului. Dar nu se găsește nimeni să mă primească în casă, avem însă paie și nutreți pentru măgarii noștri. Avem și pâine și vin pentru mine, pentru roaba ta și pentru băiatul care este cu robii tăi. Nu ducem lipsă de nimic. Bătrânul a zis, pacea să fie cu tine. Toate nevoile tale le iau asupra mea, numai să nu rămâi în piață peste noapte. L-a dus în casa lui și a dat nutreți măgarilor. Călătorii și-au spălat picioarele, apoi au mâncat și au băut. Pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, niște fii ai lui Belial, oameni stricați, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului stăpânul casei, Scoate pe omul acela care a intrat la tine ca să ne împreunăm cu el. Stăpânul casei a ieșit la ei și le-a zis, nu, fraților, vă rog să nu faceți un lucru așa de rău, fiindcă omul acesta a intrat în casa mea, nu să vârșiți mișelia aceasta, Iată că am o fată fecioară și omul acesta are o țiitoare, vi le voi aduce afară, cinstiți le și faceți-le ce vă va plăcea, dar nu să vârșiți cu omul acesta o faptă așa de nelegiuită. Oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Atunci omul și-a luat țiitoarea și le-a adus-o afară. Ei s-au împreunat cu ea și și-au bătut joc de ea toată noaptea până dimineața și i-au dat drumul când se lumina de ziua. Către ziua, femeia aceasta a venit și a căzut la ușa casei omului la care era bărbatul ei și a rămas acolo până la ziua. Și dimineața, bărbatul ei s-a sculat, a deschis ușa casei și a ieșit ca să-și urmeze drumul mai departe. Dar iată că femeia, țiitoarea lui, era întinsă la ușa casei cu mâinile pe prag. El i-a zis, scoală-te și haidem să mergem. Ea n-a răspuns. Atunci bărbatul a pus-o pe măgar și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, a luat un cuțit, a apucat pe țiitoarea lui și a tăiat-o mădular cu mădular în 12 bucăți, pe care le-a trimis în tot ținutul lui Israel. Toți cei ce au văzut lucrul acesta au zis, niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva de când s-au suit copiii lui Israel din Egipt până în ziua de azi. Luați aminte, dar la lucrul acesta, sfătuiți-vă și vorbiți. Capitolul 20. Poporul la Mizpa. Toți copiii lui Israel au ieșit de la Dan până la Berșeba și țara Galaadului și adunarea s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului la mizpa. Căpetenile întregului popor, toate semințiile lui Israel au venit în adunarea poporului lui Dumnezeu. Erau 400.000 de mii de oameni pedeștri care scoteau sabia. Și fiii lui Beniamin au auzit că se suiseră copiii lui Israel la mizpa. Copiii lui Israel au zis, spuneți, cum s-a întâmplat această nelegiuire? Atunci levitul, bărbatul femeii care fusese ucisă, a luat cuvântul și a zis, Ajunsesem împreună cu țiitoarea mea la ghibea lui Beniamin, ca să rămânem peste noapte acolo. Locuitorii din Ghibea s-au sculat împotriva mea și au înconjurat noaptea casa în care eram. Aveau de gând să mă omoare, au siluit pe țiitoarea mea până când a murit. Mi-am luat țiitoarea și am tăiat-o în bucăți pe care le-am trimis în tot ținutul moștenirii lui Israel, căci au săvârșit o nelegiuire și o mișelie în Israel. Iată-vă pe toți, copii ai lui Israel, sfătuiți-vă și luați o hotărâre aici. Tot poporul s-a sculat ca un singur om și a zis, niciunul din noi să nu se ducă în cortul lui și nimeni să nu se întoarcă acasă. Iată acum ce vom face cetății Gibea să mergem împotriva ei după cum vom ieși la sorți. Să luăm din toate semințiile lui Israel zece oameni din 100, 100 dintr o sută, o sută dintr-o mie și o mie din zece mii. Ei să se ducă să caute merinde pentru popor, pentru ca, la întoarcerea lor, să facem cetății Ghibea din Beniamin potrivit cu toată mișelia pe care a făcut-o ea în Israel. Astfel, toți bărbații lui Israel s-au strâns împotriva cetății uniți ca un singur om. Semințiile lui Israel au trimis niște oameni în toate familiile lui Beniamin ca să-i spună: Ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut între voi? Scoateți afară acum pe oamenii aceia stricați din Gibea ca să-i omorâm și să curățim răul din mijlocul lui Israel. Dar Beniamiții n-au vrut să asculte glasul fraților lor, copiii lui Israel. Beniamiții au ieșit din cetățile lor și s-au strâns la Gibea ca să lupte împotriva copiilor lui Israel. Numărul beneamiților ieșiți în ziua aceea din cetăți a fost de 26.000 de oameni care scoteau sabia fără să se mai socotească și locuitorii din Ghibea, care alcătuiau 700 de oameni aleși. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochiască un fir de păr și nu dădeau greș s-a făcut și numărătoarea bărbaților lui Israel, afară de ai lui Beniamin, și s-a găsit 400 de mii care scoteau sabia, toți bărbații de război. Și copiii lui Israel s-au sculat, s-au suit la Betel și au întrebat pe Dumnezeu zicând, Cine din noi să se suie întâi ca să lupte împotriva fiilor lui Beniamin? Domnul a răspuns, Iuda să se suie întâi. Seminția lui Beniamin este aproape nimicită, Copiii lui Israel au pornit dis de dimineață și au tăbărât la Gibea. Și bărbații lui Israel au înaintat ca să înceapă lupta împotriva bărbaților lui Beniamin și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor înaintea cetății Gibea. Fiii lui Beniamin au ieșit din Gibea și în ziua aceea au culcat la pământ 22.000 de oameni din Israel. Poporul bărbații lui Israel s-au îmbărbătat și s-au așezat din nou în linie de bătaie în locul unde se așezaseră în ziua întâi. Și copiii lui Israel s-au suit și au plâns înaintea Domnului până seara. Au întrebat pe Domnul și au zis, Să mă mai sui la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin. Domnul a răspuns, Suiți-vă împotriva lui. Copiii lui Israel au înaintat împotriva fiilor lui Beniamin în ziua a doua. Și în aceeași zi, beniamiții le-au ieșit înainte din Ghibea și iarăși au culcat la pământ 18.000 de oameni din copiii lui Israel, toți în stare să poarte armele. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel. Au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul, acolo se găsea atunci chivotul legământului lui Dumnezeu. Și Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu și au zis, Să mai pornesc la luptă împotriva fiilor fratelui meu Beniamin sau să mă las? Domnul a răspuns, Suiți-vă, căci mâine îi voi da în mâinile voastre. Atunci Israel a pus niște oameni la pândă în jurul cetății Gibea. Copiii lui Israel s-au suit împotriva fiilor lui Beniamin a treia zi și s-au așezat în linie de bătaie înaintea cetății Gibea ca și în celelalte dăți. Și fiii lui Beniamin au ieșit înaintea poporului și au fost trași departe de cetate. Au început să lovească de moarte în popor ca și în celelalte dăți pe drumurile cele mari care suie, unul la Betel și altul la Ghibea, prin câmpie, și au ucis aproape 30 de bărbați din Israel. Fiii lui Beniamin ziceau, iată-i bătuți înaintea noastră ca și mai înainte. Dar copiii lui Israel ziceau, să fugim și să-i tragem departe de cetate la drumul mare. Toți bărbații lui Israel și-au părăsit locurile și s-au înșiruit de bătaie la Baal Tamar și oamenii lui Israel care stăteau la pândă s-au aruncat din locul în care erau din Mare Gibea. Zece mii de oameni aleși din tot Israelul au ajuns înaintea cetății Gibea. Lupta a fost aprigă și beniamiții nu și închipuiau prăpădul prin care aveau să treacă. Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel și copiii lui Israel au ucis în ziua aceea 25.100 de oameni din Beniamin, toți în stare să poarte armele. Fiii lui Beniamin credeau că bărbații lui Israel sunt bătuți, căci aceștia făceau loc beniamiților și se bizuiau pe oamenii pe care îi puseseră la pândă împotriva cetății Gibea. Oamenii de la pândă s-au aruncat repede asupra cetății Gibea, au pornit înainte și au trecut toată cetatea prin ascuțișul sabiei. După un semn asupra căruia se învoiseră cu bărbații lui Israel, cei de la pândă aveau să facă să se înalțe din cetate un fum gros. Atunci bărbații lui Israel s-au întors în luptă. Beniamiții le omorâseră aproape 30 de oameni și ziceau, negreșit, iată-i bătuți înaintea noastră ca în cea din tâi luptă. Dar un fum gros începea să se înalțe atunci din cetate. Beniamiții s-au uitat înapoi și iată că flăcările se ridicau din cetatea întreagă spre cer. Bărbații lui Israel se întorseseră și bărbații lui Beniamin s-au înspăimântat văzând prăpădul care avea să-i ajungă. Au dat dosul înaintea bărbaților lui Israel și au fugit pe calea care duce în pustie. Dar năvălitorii s-au luat după ei, iar pe cei ce ieșiseră din cetate i-au culcat la pământ, căci îi prinseseră la mijloc. Au înconjurat pe Beniamin, l-au gonit și l-au zdrobit de îndată ce voia să se odihnească până în fața cetății Ghibea, înspre soare răsare. 18.000 de bărbați au căzut din Beniamin, toți voinici. Din cei ce au dat dosul ca să fugă spre pustie la stânca Rimon, bărbații lui Israel au nimicit 5.000 pe drumuri, i-au urmărit până la om și au ucis din ei 2.000. Întreg numărul beniamiților care au pierit în ziua aceea a fost de 25.000 de oameni în stare să poarte armele, toți voinici. Șase sute de oameni erau cei ce dăduseră dosul și fugiseră spre pustie la stânca Rimon. Acolo au rămas patru luni. Bărbații lui Israel s-au întors la fiii lui Beniamin și au trecut prin ascuțișul sabiei, de la oamenii din cetăți până la dobitoace și tot ce au găsit. Au pus de asemenea foc tuturor cetăților pe care le-au găsit în cale. Capitolul 21. Înmulțirea din nou a seminției lui Beniamin. Bărbații lui Israel juraseră la Mițpa Nici Niciunul din noi să nu-și dea fata după un beniamit. Poporul a venit la Betel și a stat înaintea lui Dumnezeu până seara. Au ridicat glasul, au vărsat multe lacrimi și au zis, Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentru ce s-a întâmplat așa ceva în Israel, să lipsească astăzi o seminție întreagă din Israel?" A doua zi, poporul s-a sculat de dimineață. Au zidit acolo un altar și au adus arderii de tot și jertfe de mulțumire. Copiii lui Israel au zis, Cine dintre toate semințiile lui Israel nu s-a suit la adunare înaintea Domnului? Căci făcuseră un jurământ mare, împotriva oricui nu s-ar sui la Domnul la Mitzpa și ziseseră, să fie pedepsit cu moartea. Copiilor lui Israel le părea rău de fratele lor Beniamin și ziceau, astăzi a fost nimicită o seminție din Israel. Cum să facem rost de neveste celor ce au rămas cu viață, fiindcă am jurat pe Domnul să nu le dăm fetele noastre de neveste? Ei au zis deci, este cineva dintre semințiile lui Israel care să nu se fi suit la Domnul la Mizpa? Și nimeni din Iabes, din Galad, nu venise în tabără la adunare au făcut numărătoarea poporului și nu era acolo niciunul din locuitorii din Iabes din Galad. Atunci adunarea a trimis împotriva lor 12.000 de ostași, dându-le porunca aceasta. Duceți-vă și treceți prin ascuțișul sabiei pe locuitorii din Iabes din Galad, cu femeile și copiii. Iată ce să faceți! Să nimiciți cu desăvârșire orice bărbat și orice femeie care a cunoscut împreunarea cu bărbat. Au găsit între locuitorii din Iabes din Galad 400 de fete fecioare care nu se culcaseră cu bărbat și le-au adus în tabără la Silo, care este în țara Canaanului. Toată adunarea a trimis sori să vorbească fiilor lui Beniamin, care erau la stânga Rimon, și să le vestească pacea. În timpul acela, Beniamiții s-au întors și li s-au dat de neveste acelea pe care le lăsaseră cu viață din femeile din Iabes din Galad. Dar nu erau destule. Poporului îi părea rău de Beniamin căci Domnul făcuse o spărtură în semințiile lui Israel. Bătrânii adunării au zis, cum să facem rost de neveste pentru cei rămași, căci femeile lui Beniamin au fost nimicite? Și au zis, cei ce au mai rămas din Beniamin să-și păstreze moștenirea ca să nu se șteargă o seminție din Israel. Dar noi nu putem să dăm pe fetele noastre după ei, căci copiii lui Israel au jurat zicând, blestemat să fie cineva da o nevastă unui beniamit. Și au zis, iată, în fiecare an este o sărbătoare a Domnului la Silo, care este la miază noapte de Betel, la răsăritul drumului care suie din Betel la Sihem și la miază zi de Lebona. Apoi au dat următoarea poruncă fiilor lui Beniamin, duceți-vă și stați la pândă în vi. Uitați-vă și când veți vedea pe fetele din Silo ieșind să joace, să ieșiți din vii să vă luați fiecare câte o nevastă din fetele din Silo și să vă duceți în țara lui Beniamin. Dacă părinții sau frații lor vor veni să se plângă la noi, le vom spune, dați ne nouă, căci n-am luat câte o nevastă de fiecare în război. Nu voi li le-ați dat, numai atunci ați fi vinovați." Fiii lui Beniamin au făcut așa și au luat neveste, după numărul lor, dintre jucătoarele pe care le-au răpit. Apoi au plecat și s-au întors în moștenirea lor. Au zidit iarăși cetățile și au locuit acolo. Și în același timp, copiii lui Israel au plecat de acolo fiecare în seminția lui și în familia lui și s-a întors fiecare în moștenirea lui. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea.